De 17 ani, romii din Obreja vând haine vechi în zona Ciocârlău. Vestea că aleșii locali au stabilit să fie desființat târgul a venit ca un cutremur. Oamenii sunt dispuși să protesteze pentru că nu vor mai avea unde să vândă marfa. Ei se gândesc că suntem 15-20 de persoane, ori în spatele nostru mai sunt încă 400 de persoane. Unde vor să ne ducă? Altă tarabă, aceeași problemă. Chiar dacă au mai rămas puțini care își vând marfa la Coleus, aceștia au în spate familii întregi și nu știu cum își vor câștiga existența după ce vor fi scoși din acel spațiu. Ne vom aduna tot Consiliul Romilor, cele două partide care sunt înfăptuite la noi în cartier și vom face prima dată o listă cu niște semnături pe care după aia vom urma procedurile legale. Depinde. De exemplu, vom face un meeting și așa, țiganii nu prea făcut meeting în orașul ăsta, suntem niște țigani paznici, liniștiți. Vom face un meeting să vadă primăria, să vadă Consiliul Local, că avem și noi o forță. O să urmeze să am discuții, să vedem, să găsim soluții, modalități, pentru că până la urmă problema romilor e problema tuturor. Trebuie să regăsim un spațiu să-și câștige existența, să aibă o sursă de a trăi, pentru că știți destul de bine dumneavoastră că a scăzut infracționalitatea și cu comercializarea hainelor vechi pentru că au activitate și își câștige pâinea zi de zi și altfel asistența socială va crește, romii vor fi foarte mulți asistați social și eu mă gândesc ca romii să nu fie asistați sociali și să fie active ai societății românești. Veți încerca să mediați acest conflict? Sigur că da, eu când e vorba de romi, eu voi interveni de fiecare dată să nu fie probleme și să fie bine pentru toată lumea. Primarul Marcel Romanescu încearcă să liniștească spiritele. Am avut o informare de la Direcția de Patrimoniu în care mi se aduceau la cunoștință cheltuielile care se fac cu închirierea acelui spațiu și cu toate utilitățile necesare. E vorba de 170 de milioane de lei pe lună, numai închiriere, plus toate celelalte utilități. Și am făcut un proiect de hotărâre care a fost aprobat în Consiliul Local. Pe lângă acel proiect de hotărâre a apărut un articol care prevedea faptul că noi ne vom înscrie la licitația care se va organiza pentru cumpărarea acelui spațiu. Cheltuielile erau foarte mari în condițiile în care veniturile nu reprezentau nici măcar 10% din suma pe care noi o cheltuiam cu acel spațiu. Și am considerat că trebuie să găsim o altă soluție, un alt spațiu, în condițiile în care nu vom fi noi câștigători. Dacă primăria va câștiga acel spațiu, vom vedea ulterior. Consilierii locali au decis să închidă târgul de vechituri și încearcă să cumpere spațiul de la firma care îl deține, intrată acum în faliment. Terenul este evaluat la peste 600.000 de lei. Dacă îl va obține, primăria va decide mai apoi ce destinație va avea acel spațiu.